Secretarul general al PNL Roman, Laurențiu Leoreanu, se plânge de faptul că în politica românească, în general și în cea nemțeană, în special, modul în care au evoluat lucrurile după alegerile locale din 5 iunie 2016 arată că nu există niciun fel de predictibilitate privind modul în care se face politică. La nivelul organizației județene a PNL se face o analiză la sânge pe ceea ce înseamnă rezultate în fiecare filială locală a partidului. Campania n-a început deja. Dar sunt discuții. Eu, ca secretar general, am fost și sâmbătă și duminică la Piatra și am început analizele pe fiecare comună și pe fiecare localitate din din județul Neamț. Există candidați valoroși care să fie promovați? Vor fi. Eu zic că vor fi. Avem speranțe că vor fi. După aflarea tuturor rezultatelor la alegerile locale din luna iunie, au existat tot felul de negocieri la nivelul tuturor formațiunilor politice pentru formarea unor majorități în Consiliul Județean și în cele locale. Situația cea mai greu de stăpânit a fost cea din Consiliul Județean, unde PSD a câștigat 17 mandate și PNL 14. Pe o logică politică simplă, ar fi rezultat ca postul de președinte să revină PSD, iar unul din posturile de vicepreședinți să aparțină PNL. Lucrurile nu s-au întâmplat așa, astfel încât, în urma negocierilor de tot soiul, PSD s-a aliat cu PMP și ALDE, cărora li s-au oferit ambele posturi de vicepreședinți în total dispreț față de matematica simplă electorală. Știți că în politică, din păcate, există o slabă predictibilitate. S-ar putea ce hotărăști în seara asta să nu mai fie mai valabil mâine seară. De aceea, într-un fel, îi răspund indirect și doamnei Flora, vis-a-vis cu acele întârzieri și neparticipări atunci la Consiliul Județean, acele s-au întâmplat tocmai pentru că au fost anumite discuții și anumite lucruri clar stabilite, cum ar veni în seara asta, iar mâine dimineață, în ziua ședinții de Consiliul Județean, au primit semnale că nu se mai respectă. Și atunci, bineînțeles că s-au creat anumite momente de respiro pentru a se putea reanaliza. Pentru că, să știți, și nu vreau să fac mai multe discuții, cât de evident pare că s-a ieșit într-un fel, a fost pe cumpănă decizia la nivelul Consiliului Județean. Edilul șef al Romanului s-a aflat în toată această perioadă în mijlocul acestor negocieri politice, asistând la lipsa de predictibilitate politică a momentului. În aceste condiții însă, susține că politicienii trebuie să dea dovadă de înțelepciune și să treacă peste toate diferendele conjuncturale de campanie pentru a trece la treabă, elaborarea de proiecte de interes pentru județul Neamț. Dau din casă că am fost în momentele celea în focul fierberii, dar au stat așa. Oricând se putea întâmpla într-un fel sau altul, s-a decis într-un fel. Eu respect deciziile care s-au luat. De aici încolo să avem o colaborare bună. Sper să treacă peste orice fel de ambiții destructive și peste orice fel de inconveniente și să putem conlucra și să colabora. Până la urmă, oamenii valoroși politici trebuie să discute cu opoziția și cu adversarul său. Problema, sigur, că e valabil și dintr-o parte și din cealaltă. S-a întâmplat, acesta a fost lucru, haideți mai departe să vedem, pentru că, până la urmă, suntem condamnați ca 4 ani de zile să conviețuim împreună și să luăm decizii împreună. Și nu putem să luăm deciziile și hotărârile pe baza unor sentimente personale. Trebuie să gândim cât mai obiectiv pentru județ, pentru fiecare localitate în parte. Așa văd eu lucrurile. În perioada în care urmează, în opinia secretarului general al PNL, ar trebui ca și consilierii liberali să-și ia locurile în Consiliul Județean, să preia atribuțiile din comisiile de specialitate și să treacă la treabă, pentru că localitățile și cetățenii așteaptă proiecte de dezvoltare a județului.